dragii mei, astăzi mergem să vedem pe străbunica LA. Stați cu noi să vedeți ce o să fie! Uite mașina! Merge în ultimul mașină! Jack, rămâi acasă, da? Rămâi și păzești casa, da? Dacă vine o hoț, el e primul care vrea să se joace. Nu ai nicio treabă. Mănânc din cozonacul făcut ieri. De cine? De mine, bineînțeles. Ajutată de tine. Ajutat, am fost asistență, înțeleg. Mănânc în special rahatul. Dar să mănânc rahatul. Știu mulți oameni care fac asta. Cum miroase floarea, tati? Așa miroase! Ia ciocăne, tati, ciocăne! Ciocăne, ciocăne! Ciocăne, tati! Așa! M-a ajuns la străbunica! Ce faci? Mamaie, ce faci? Străbunica, ia, uite pe străbunica! Ajută! Oh, uite pe străbunica! Am, adică cățelul, mamaie! Cățel, ea zice am la cățel! Mamaie, ți-am luat cozonac, făcut de mine! Și mușcatele! Am văzut o poșă! Vai cât gogo! Ce tati acolo? Vai cât gogo! Ăla ce e acolo, tati? Gogo! Uite ăla, iese! Gogo! Gogo ce e din cărcele! Gogo! Hai la Gaga! Uite Gaga! Vai! Mai mai, fai mai mai. Deci nu vine să cred cât de tare. El a mai văzut găinile doar particelele cu desene. Și acum le vede în realitate. Și știe că sunt Gogo, așa le zicea, Gogo. Vai, Ela. Nu mi-l dai, nu mi-l dai, bine, ca să le ajutăm. E băut de rață, nu? Da, Ela, dă-mi. Să nu-l arunce la că se sparge. Așa te țineai și după mine, mamaie, nu? Acum unde te duci? Să uită după cățeie. Acolo e podul casei în care mă urcam eu. Și aici e beciu, mamaie. Ia, uite beciu, mamaie. Eram mititică și coboram în beci. Alegeai vin sau ce făceai acolo? Mă ascundeam, jucam pititea. În beci, ăla, în beci, într-un beci. Ai și lumina? Uite, uite la capul. Unde? În dreapta. Mai nou ai pus lumină? Pe vremea mea nu era lumină. Bravo, Ela! Cât apa și pune? Da, îmi place de mamaie că este roz. Este în trend, este fashion, se asortează. De fric? Nu, mamaie, nu mi-e frig, așa se poartă. Așa se poartă acum, că sunt fashion așa. Cum tu ești fashion așa și eu sunt fashion așa. Deci sunteți două fashioniste, cum se spune. Exact, suntem două fashioniste, uite, ne asortăm. Albastru, roz, e bine. Arată-i rutate. I-a dat străbunica o zambilă. Mulțumesc, mamaie. Mai ții bine pe unde săream? Unde săream? Pe aici săream? Asta e geamul pe care săream? Da. Și unde? Ce făceam? Mă ceam? Unde mă duceam? Îl deschideam, iar săream, iar fugeam. Unde făceam? Acolo, la șosea, la... era aia. Da, la discotecă. La discotecă, era... Cum o chema? Și tu dormeai? Da.
De trei ori te-am adus acolo, zic, sun pe mama, imediat, zic, o sun. Da, mai cresc cu mama așa mică și nezbătioasă. Bunica și străbunica. Bunica, iată. Să-i desfacem, da? 4 generații sunt aici. 4! Bunica, străbunica, strănepoata, nepoata, fica. Foarte greu și foarte rar. Mai vezi 4 generații la oaltă. Nu? Mama, eu am venit special să mă înveți să înroșesc ouă. Astea sunt de rață, nu? Da. Și astea? Ale de bibilică. De bibilică? Și alea de prepeliță. Iei ouă. Ia ouă. Și le băgăm aici. Băgăm acolo. Hai. Și atât? Cum ai preparat vopseaua? Cum am preparat-o? Cu oțet. Cu oțet? Cu sare. Cu sare. Și cu apa, fiert-o. Și acum băgăm ouă. Am fost un copil cu minte? Foarte cu minte. Nu ți-am făcut probleme? Ba, mi-ai făcut când ai mai mărit. Ce-am făcut când m-am mărit? Păi ce? Săreai pe geam, ți-aduceam de la discotecă, iar sărei, de 3 ore ai sărit. Erai mică, aveai vreo 3 ani, cred că. Și mergeam și luam vacile, de treceam podul, gârla. Și știam pe Joana, ok. Da, și luai vaca și veneai pe lângă ea. Și-am făcut asta mulți ani cu vaca? E, vreo 3 ani, cred că, după mine. Da. Mi-ai povestit tu odată cum nășteau femeile pe vremea ta, că nășteau la lumina lumânării. Și eu am rămas foarte mirată și stupefiată cum se întâmplau lucrurile astea. Se băgase lumină la mama. Deci pe unchiul meu l-ai născut la lumina lumânării. La lumină mi-a venit să lunat, cum s-a rupt apa pe câmp. Dar ce căutai tu pe câmp în luna nouă? Să mănânc și-o saporul. La luna nouă tu să pari? De ce? N-aveam oameni, n-aveam cu cine. Dacă ți s-a rupt apa, cum ai ajuns să naști? Am venit acasă, ce știam eu ce e apă că se rupe? Nu se știa ce e apa ruptă? Nu. Păi și cum ți-ai dat seama că trebuie să naști? Cum a făcut tu? Cu numoașa ai născut, nu? Și m-a luat tataie de braț. Te-a luat de braț? Și la sfatul popular, acolo era casa de naștere. La sfatul popular era casa de naștere? Da. Adică moașa nu te ajuta să naști? De ce? Nici nu s-a uitat până. Faceți efort. Și noi acum naștem cu 7 doctori pe lângă noi. Mă. Și cu cezariană și cu... Și te-a durut? A fost greu? Doamne ferește! Da, la... Asta a fost și am născut. Mai povestește-mi cum te-ai rezistat o viață întreagă cu tatai. Și nu ți-a venit gândul să divorțezi, te desparți, să... Mamaie, nu mi-a venit că știi de ce gândul că am trăit, că noi când ne cununăm, noi luăm o legătură cu Hristos. Și dacă ești nefericită și dacă... E nefericită, nefericit să nu te desparți. Păi și crezi că e normal așa? Noi asta am gândit. Mamaie, de ce e mai important să suferi decât să divorțezi și să fii fericit? De ce trebuie să stai să suferi într-o relație 60 de ani? Fiecare cum gândește, Andreea. Da. Eu asta am gândit, nu am să fac păcat și nu mă despărțesc, să iau altceva. Nu. M-am gândit să stau până la ultima ceva. Păi fii atent, zile tu acum transmite un mesaj noi generații, nu știu, prietenilor mei, cum crezi tu că ar trebui să fim noi în ziua de azi? Cum? Cum? Împăcare, liniște. Chiar dacă asta înseamnă că alegi să te desparți de cineva ca să fii fericit, nu? Și tu ai ales să rămâi, chiar dacă poate n-ai fost fericită. Fiecare cum gândește, nu? A rămas mamaie ca să fie aici. Da? Uite că mă aflu până la 84 de ani. 84 de ani, mamaie, te iubesc, da. Îți mulțumesc că m-ai crescut și îți mulțumesc că mi-ai arătat cum se fac ouălele roșii, să le scoatem, ia priviți ce roșii sunt. Ia uitați, pac! Și astea mici de prepeliță. Ia uite ce... Dar ce frumos a fost.
Și până la cât mai crezi cu mama e? Până pe la vreo 13-14 ani, nu? Da, am până am început cu muzica și după am plecat. Până la vreo 14 ani. Mama e, ce crezi tu că ține o căsnicie legată? O căsnicie legată? Da. Să fie o împăcare, o tăcere. Zice soțul ceva? Tac eu. Taci tu? Zic eu ceva? Zice el ceva, taci. Că dacă voi vă ăla amândoi, da. Nu se moaie. Niciunul, da. Niciunul. Are dreptate, da. Da, 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 da. Trebuie să ne cunoaștem bine ca să știm să cedăm când celălalt e nervos. Să taci. Că dacă tăcerea e camerea, pentru că dacă taci, plezne și el, nu mai... Da, da, da. Nu mai zice. Am învățat să fac și ouă roșii, deci știu acum să fac cozonaci, știu să fac salată de beof, știu să fac și ouă roșii. Sunt o gospodină desăvârșită, nu-i așa, soțule? Așa este. Abia aștept să mă relaxez în weekend după Da, asta am făcut eu de Paști anul acesta, dragii mei. Mi-am petrecut Paștele cu soțul meu făcând cozonaci, cu mama mea făcând salată de beof și cu bunica făcând ouă roșii. Așa că sper că și voi ați avut un Paște fericit, luminos, cu căldură, suflet și cu liniște. Eu și bunica mea vă pupăm dulce! Fă cu mâna, mamaie, fă cu mâna! Să ajungeți la 84 de ani! Gata vizita la străbunica! Pa! Pa, pa! Pa, pa, mamaie! Pa, pa, mamaie, te iubesc! Sănătate, stai viață lungă, să treci la 150 de ani! Da, mamaie! Cât o vreau de sus, mamaie, trăiesc viață lungă, te iubesc! Mua! Îmi place, te urmărim cu toți, că ce să te urmărim, îmi place, da. Ce da. Și ai și o fetiță să trăiască, să crească mari. Și ce urmărim foarte mereu. Și vă place, nu? Da. Și la Antena 1, la Te da, cunosc da, de undeva, da, nu? Da, da. 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 Bună! Bună! Hai, veniți, veniți, vreți o poză? Mi-a plăcut foarte mult la bunica, a fost foarte frumos, bunica e o dulce, o bunicuță care, pe lângă faptul că vorbește foarte frumos, normal știe foarte multe lucruri și cel mai mult știe ce mă bucură. Tu ai dreptate, tati, să știi, ai foarte mare dreptate, asta vreau și eu să zic. Exact. Cum? Și altceva? Da, și ouă roșii. Ela a zis că e foarte bucuroasă că ai învățat să faci cozonaci, ouă exact. Roșii, pentru că de acum încolo vei găti tu. Ai văzut ce zice bunica? Da, că trebuie să taci. Asta ai înțeles tu din ce zice bunica, că trebuie să taci? Da, în momentul în care se întâmplă ceva, trebuie să taci. Eu ți-am zis, bunica mea îmi spune așa, mi-a spus când era mai mic, mi-a spus, măi băiete, în momentul în care o să te însori, trebuie să-ți amintești vorba următoare. Într-o căsnicie trebuie să fie un bou și o belea. Beleaua să facă și boul să tragă. Stau și mă întreb acum care e boul și care e belea. Fiecare creu crede pe al lui, știi? Măcar odată să fie unul bou, odată beleaua, știi? Îl face cu schimb. Face cu schimb.